Și dacă tot am adus vorba de sănătate și de sărbătoare în aceeași propoziție, eu zic să-l poftim în platou pe doctorul Mihail Pautov, care știe... Doctore, la mulți ani, am vrut să zic că ești omul care știe totul despre sănătate. Tot încerc să știu. Vă rog frumos să remarcați noul look al doctorului. Deci, mai slab cu câte kilograme? Nu sunt mai slab, nu, cred că... Doctore, ești mai slab, crede-mă, erai un pic mai... E o tehnică foarte bună de a slăbi, de... Îți suci burta, 10 minute, cât intri în platou, ce o suci. Și stai așa 10 minute și gata? Da, și... se văd coastele, ai impresia că ești slab. Și slăbești... Da, și nouul look ăsta, așa, adică și ochelari, adică... Doctorul Mihail, oameni buni, pentru pacientele noastre care se uită la emisiune pe Instagram, chiar așa, doctor Mihail, doctore... Tânăr, sănătos și frumos, nu? Sperăm. Dai o bere, doctore. Mă bucur că ești astăzi aici, alături de noi. Vrem... Nu, doctor. Trebuie să bei apă din prima. E ceva acolo? Apa e sănătoasă. E ceva acolo. Vreau să te întreb din prima altceva. Vreau să te întreb de... nu vreau să vorbim de mituri astăzi, vreau să vorbim despre lucruri pe care le-am citit la tine pe Instagram sau pe Facebook, tot felul de întâmplări haioase din spitale. Și astăzi vreau să fim destinși, să începem weekendul așa cu zâmbetul pe buze, să fim veseli că e sărbătoare. Să știi că spitalul... Am văzut povestea aia cu omul care vrea să-și facă clismă. Ok, poate nu e cea mai bună de zis la televizor. Dar de ce? Că tot nu uităm nume, mi s-a părut foarte tare. Hai, te rog, că se întâmplă asta. Ok, era un cunoscut de-al nostru, de-al spitalului, care venea din când în când să avea probleme cu constipația. Și niciun fel de medicament de motilitate enterală nu l-ajuta. Și din când în când el era cunoscut că trebuia să facă câte o clismă. O chestie pe care el nu reușea să o facă și venea la spital să o facă. Lucrurile erau oarecum cunoscute, eram în ziua respectivă de gardă și m-am dus spre infirmiera care n-avea nimic de făcut în momentul respectiv. Și spun, i-am spus așa foarte discret, dar cred că nu s-a transmis mesajul cum trebuie. I-am spus la ureche, uite, știi, e un prieten de-al nostru aici pe hol și trebuie adică să... Pacient, să-i facem o clismă, discret, da. Discret, adică... Și ies pe hol să plec spre camera de gardă și în momentul respectiv, multă lume pe hol, infirmera trântește ușa, zice... Tare! Domnul cu clisma, poftiți! deci m-am întors, m-am uitat la săracul om care s-a uitat la mine, a plecat capul și a ieșit, s-a plecat. După aia am explicat asistentei ce, mă rog, infirmerii. Vreau să te țin pe uscat, pe cuvântul meu de onoare. L-ai schimbat, am observat ceva în regulă. Aveți o sticlă? Uite, le dau la o parte, vedea, nu vreau să te provoc la tot felul de lucruri. Serios, dacă vrei poți să bei, fără nicio problemă. Sigur? Poți să bei și din asta, oricare vrei, acum nu e. Așa, mai zi-mi alte întâmplări haioase. Păi te zic una chiar acum. Zi. 10 minute înainte să intru, da? Deci înainte de a intra în direct, priviți-l pe doctor ce lucru a făcut. Îmi pare foarte rău. Dar nu, deci vrei să-și ceri scuze, da? Vreau să-mi cer scuze public. Deci, oameni buni, fiți atenți ce a făcut doctorul înainte să intre în direct. Teodora, colega de la machiaj, care machiază, machia o doamnă în spate. Și mă duc la Teodora și zic, îmi cer mii de scuze, trebuie să intru în 5 minute, dacă poți să-mi dai un pic de pudră ca să nu lucească. Și Teodora zice, da, ok, mă așez vis-a-vis de doamna respectivă, o doamnă foarte drăguță, frumoasă, care se uită la mine, zâmbește și Teodora zice, ai observat că avem o colegă nouă în platou? Și eu mă uit la doamna și zic, nu, dar zic, observ, zic, na, interesant, zic. Deci Teodora de la machiaj, știi, doctor, ai observat că avem o colegă nouă în platou, iar tu te uitai la cine era lângă tine la machiaj. Exact, și mă uitam la doamna pe care tocmai o machiase. Și doamna îmi zâmbește, în semn de gen, bună ziua, îmi pare bine de cunoștință. Zic, eu, da, îmi pare bine. Zic, dar cu ce, zic, dacă nu vă supărați, cu ce vă ocupați în platou, ce funcție aveți? Și doamna se uită la mine, zice, puiule, eu nu mă ocup cu nimic, eu sunt Daniela Gheorfi. Sorry, pare rău. Dar nu. E doctorul. Asta înseamnă să ai 24 de ore gardă în continuu, să nu mai știi ce umblă în showbiz-ul ăsta și să nu te mai uiți la televizor în ultimii 25 de ani. Asta înseamnă. Daniela Gheorghe o să vină imediat la noi la emisiune. Mai zi-mi alte gafe sau alte lucruri importante. Păi, și apoi vreau să zic ceva interesant. Serios. Zi de la cabinet, mai zi-ne lucruri haioase. Bine, uite, fiind doctor, ești inevitabil doctorul prietenilor. Da. Trebuie să-ți tratezi toți prietenii. Da. Toți sunt la tine, toți vin la analize, toți vin pentru ecografie.
Și inevitabil, ele, prietenii sunt cei mai buni resori pentru glume macabre. Din păcate, îmi pare rău, îmi vine natural să le fac. Într-o zi, o prietenă foarte bună, Daniela, vine la niște analize. Da. Și face analizele și pleacă. Urmează să o anunț seara cum ies analizele. Am intrat în sală, operație foarte grea, 8 ore. Trebuie să mă destresez cumva, Cătălin. Trebuie să mă destin un pic. Pentru că doctorul este chirurg cardiolog. Nu, chirurg generalist. Chirurg generalist. Abdomen ficat, stomac, pancreas. Da. Nu. Generalist. Da, da. Și pe la ora 5 mi-aduc aminte că ies analizele. O zi foarte grea, mă uit la analize. Analizele erau perfect ok. Primul mesaj pe care îi dau: Daniela, îmi pare rău, analizele nu sunt ok. Mamă, asta e glumă? Continui. Zic, uite, încerc să-ți găsesc un pat într-un salon, dacă nu reușim. Mâine sigur te rezolv, da? Mâine sigur te internăm, să ai la tine o pijama, așa. Și sună ca Daniela, mă sună și eu nu-i răspund și zic, scuze-mă, sunt o ședință, nu pot să vorbesc acum, dar te rog foarte mult până mâine să nu fumezi, să nu te expui la soare și să nu te stresezi, te rog, dacă ai emoții negative, poate fi foarte nasol, da? Deci să nu te stresezi deloc. Și să știi că aș fi considerat o glumă foarte bună dacă n-aș fi aflat după că Daniela era la masă cu familia și citea mesajele cu voce tare. Și uite, iar vreau să-mi cer scuze doamnei Mariana, mama Danielei, care nici acum nu vreau asta... să vă ierte. Dar important este să fim sănătoși, noi. Exact, sănătoși. Dar săraca femeie, îți dai seama la masă că s-a gândit la cei mai rău? Îmi pare rău, dar trebuie să mă disting cumva. Altceva? Alți doctori se disting, de exemplu, în sala de operație, intră unii și ascultă muzică rock, unii muzică simfonică. Da, asta e demonstrat, dar sunt chiar studii care arată că ascultatul de muzică, dacă muzica, alții nu suportă muzică în sală și trebuie să oprești muzica. Da. Dar noi, de exemplu, în echipa noastră, când operăm, avem muzică. Da? Ce ascultați? Gherila. Radio Gherila. De radio, da. Nu? Da. Rock. Rock. Indie rock, da. Bravo, doctore. Yep. Și zi-mi alte. Mai zi-mi întâmplări de astea haioase. Hai să-ți mai zic o întâmplare. Zi una haioasă și apoi vreau să zic o chestie foarte tare. Da, zi-o. Cât apă bei, dar lasă apa aia. Glumesc, doctore. Zi, poți să bei cât vrei, uite, mai aveți. Fii atent. De vreo 6 luni m-am angajat. Eu lucrez într-un spital din București. Și lucrez și într-un spital de provincie, să zicem, un spital municipal, da, într-un orășel de 30-40 de mii de oameni. Unde? La Curtea de Argeș. Sunt medic specialist, acolo operez, acolo am pacienți. Și când m-am angajat la spital, am venit, am făcut o vizită și am tot auzit că lumea tot vorbea că, uite, vine doctorul, doctorul de la București, uite, hai să vedem ce se schimbă, ce poate învățăm ceva de la el. Și am venit și eu, oarecum cu atitudine, uite, vezi, asta e o lecție, adică Dumnezeu mi-a dat o lecție, o palmă, imediat când am avut atitudine și am venit așa cumva plin de imaginea mea că sunt doctorul din București. Prima vizită, într-un weekend. Vizitele se fac dimineața și după prânz, în care medicul, șeful de secție sau cel mai mare de pe secție, trece și vede toți bolnavii. Așa se face pe orice secție de regulă. Și este însoțit de tot personalul medical, de asistente, de infirmiere, toată lumea îl însoțește. Și vin eu în primul weekend, prima gardă. Doctorul de la București. M-am întârziat un pic, am vrut să mă schimb, nu m-am mai schimbat, am pus un halat lung pe mine, un halat alb imaculat, mi-am pus legitimația. Să-ți vadă că e de la București. Mă duc frumos, m-a așteptat toate asistentele, era schimb de tură. Da, deci erau și asistentele de noapte și erau și cele noi venite, deci erau vreo 12 asistente care exact, toate se... Ție, doctore. În fine, 20 asistente, da, care tot, care mai de care, mă rog, se tot fereau, arătau foile și facem vizită. Intrăm în primul salon. Domnul care avea un diagnostic scris pe foaie, dar nu era trecut și diagnosticul de la 72 de ore. Fac o mică mustrare, le explic că trebuie să avem diagnosticul scris, trebuie să prezentăm frumos bolnavii, să-i știm. Mergem mai departe. Intrăm în al doilea salon, din nou, asistenta șef îmi prezintă bolnav, îmi zice, doamna, a venit cu niște probleme, nu prea mănâncă, îi dăm niște vitamine și zic, doamna, uitați-mă, vitaminele astea nu funcționează. Când sunt eu de gardă, vă rog să nu mai aud de vitamine. Pac, mamă, mă gândesc, ok, hai că am intrat cu atitudine, tot ok, exact, merge cum trebuie. Dăm să intrăm în al treilea salon și, mă rog, deja mă gândesc, uite, merge imaginea, merge, a venit doctorul în București, face o ordine. Și văd că asistentele se opresc la al doilea salon și nu vor să mai meargă. Și stau și chicotesc și mă gândesc, na, hai că am fost prea dur, poate am băgat prea mult respect, da. Mă opresc și mă uit la ele. Stau și mă uit la ele și zic, ok, zic, ce s-a întâmplat? Și asistenta șefă zice, domn doctor, e o mică problemă, dar nu, haideți să continuăm, nicio problemă. Zic, doamna asistentă, vreau să vă spun că eu sunt medicul de gardă, deci eu de sunt... Mă rog, se subînțelegea.
Eu sunt medicul de gardă și eu sunt cel mai mare în momentul de față aici. Vreau frumos, orice problemă există, spuneți-mi pentru că o să rezolv. Da? Deci spuneți-mi ce problemă aveți în momentul de față. Asistentele se chicoteau, se mănăstă, se ferea una în spatele alteia și se apropie asistenta șeful de mine și îmi zice: domn doctor, știți, eu aș putea să vă fiu mamă, să nu vă supărați, că vă zic, dar na, zice, doctor, aveți șlițul deschis. Dar și ce să mai fac, să mai continui vizita, să nu continui. Am închis șlițul, am rezolvat problema pentru că eram medicul de gardă, era cel mai mare de acolo. Și aia a fost toată faima de acolo. Adică autoritatea a fost stirbită. Exact. Uite, de la vreau să zic ceva, doctore, ceva foarte interesant. Noi, ai văzut că și în baletul emisiunii așteptăm pe telespectatori și invităm să se scrie pe la maruța@romprotv.ro. Am legat o legătură foarte strânsă așa cu telespectatorii noștri. De foarte multe ori ne trezim cu ei aici în platou. Cineva, mai spuneam zilele trecute, a venit cu o capră, stătea la etajul 3 în bloc și avea o capră pe care o creștea și vrea să o dea la o curte. Avem tot felul de conexiuni. Oamenii știau că tu vii la noi joia, a fost promo pe post în care doctorul Mihail era invitat astăzi și mi s-a părut foarte interesant așa că o doamnă a venit astăzi la poarta televiziunii și a zis că te urmărește de foarte mult timp la emisiune și a vrut să ne spună că e pacienta ta. A fost pacienta ta cu 2 ani de zile și mi-a zis doctorul mi-a salvat viața. A fost un moment greu pentru mine și doctorul mi-a salvat viața. Ne-a emoționat povestea asta. Iar un băiat plecat în străinătate de mai mulți ani și astăzi este ziua băiatului de naștere și a zis pentru că tu i-ai salvat ei viața, că e și Sfântul Mihail de onomastica ta, a vrut să-ți facă cadou. Și ți-a făcut cadou o plăcintă. Okay. Pentru că nu e băiatul ei aici, a zis că s-ar bucura să-ți facă ție. Mi s-a părut foarte, foarte tare. Să știi că am și flori, nu sunt pentru tine. Mai avem și alți invitați sărbătoriți astăzi. Dar e o plăcintă făcută în casă. E caldă. Și așa simțit ea să-ți fie recunoscătoare. Tu ai, până tai o plăcintă, spune, mai avut vreodată la spital, nu știu, tot felul de cadouri mai ciudate sau tot felul de oameni care vreau să-și arate recunoștința? Mamă. Da, a fost. Adică să vine cineva să-ți aduce o plăcintă, știi, să-ți aduce o plăcintă că... Da, plăcintă nu, n-am primit niciodată plăcintă. Dar vreau, oamenii mai au recunoștințe și vin. Am primit asta. Asta ne spunea că e și plăcinta favorită a băiatului dumneaei. Și că pe noi ne-a impresionat povestea asta. Am văzut, o să-ți arătăm și un material imediat cu dumneaei. S-ar putea să o recunoști. Normal, știi cum e, vezi mulți oameni. Nu știu dacă îi vezi la televizor. Ea era foarte încântată că i-ai salvat viața. Acum știu că doctorii nu primesc, dar o plăcintă măcar poate să... A fost bună, doctore, trebuie să zici. Bună. Să zici. Doctore, te rog. Să o mânc acum. Dacă vrei. Ai doamna se uită și o să vezi materialul. Poftim? Ok. Da, ia calma. Mamă, mă, Greta, dietă, da. Cuțit? Greta, dietă, da, să știi că o să mănânc și eu. Mă lași un pic. Arată foarte bine. Un pic! Bă, vreți și voi, așteptați-a doctorului, vreți plăcinta lui. Așteptați. Ok. Este făcută de dumneai? Ok. Cum e? Foarte sărată. Cum? Foarte sărată, dar mă rog, mi-mi place sărată. E cu brânză sărată. E doamnei Valentina, așa o cheamă. Să arăt materialul cu tine. Zi-mi cum e. E bună, o secundă. Mă întorc imediat. Ce-ai pățit, doctore? Veniți-mă, doctore, unde te duci? Doctore? Hai mă, doctore, cum să pleci așa din operație? A plecat pacientul din operație. Ai plecat cu bisturiu în mână. Doctore! Ai lăsat asistenta cu bisturiu în mână. Dar povestea a fost foarte frumoasă. Adică povestea... Care povestea? Dar nu se spune des că salvezi vieți? Ce? Nu se spune des că salvezi vieți? Bă, da. Bine, sarea e bună, să știi, adică nu poți să treci fără sare. Dar nu, dar ce? E prea sărată sau ce? De gusto, ia, vezi cum e. Bă, eu sunt și la dietă. Și uite, eu chiar vreau să-i mulțumesc doamnei că a venit. Păi te rog. Te rog, cum să nu?
Stai. Ia. Bine, bine, Dumnezeu. Foarte bună. Ce faci, domnule? Ai luat din paharul greșit? Oameni buni? Deci nu înțeleg acum unde ai plecat. Bine, foarte amuzant. Ai băut apă și ai plecat și cu apa? Oameni buni. Da, m-am prins, ai zis, m-am prins. Da, ai prins, doctore, da, exact. Aia e a ta care ai avut-o, pe aia e a ta. Haideți să vezi, doctore, cum a fost făcută plăcinta și nemisterioasa doamnă. Ia priviți, oameni buni. Mamă, cum arată. Asta e plăcinta făcută de mine. Mai departe, dacă vrei să-i adaugi tu ceva pentru domnul doctor, eu nu mă bag, da. Am și dovezi aici. Ce deci să-i mai adăugăm? Îi pun puțină sare de aici, din canuș. Nu știu, părinți pe tău. Dar dacă eu scap pe toată, este să arată rău? Păi dai seama, nu se poate mânca. Hai mă, Daniel. Chiar așa. A, perfect, atunci mai aduceți încă o cană. Chiar așa. Poate să-i cadă plumbele. Hai mă. Lasă vrei ca să aibă omul acolo. Să... Poate nu mai mănâncă sărat niciodată, dar știi că... Na. Îl trebuie să băi. Și o dată de bere acum. Gata. Okay. Da. I-am luat, da. Toată sarea din prăvălie, fii atent. Da, mă, da. Ce, de ce ai pus acolo aia? Păi să mai îmbunătățesc. Lasă-o îmbunătățim iar aici, nu e problemă. Să mai poată fi mâncată. Mamă. Trebuie să punem și pe blat ca să nu. Să nu existe nicio șansă de scăpare. Ei, să te văd de cum te descurci tu cu domnul doctor. Mamă! Poți să dai la toți colegii de acolo din platou, că toți sunt gurmanți, am văzut. Nu o să mai fie prea. Hai să... Hai să te văd eu acum, Daniel, că... Mamă, beton! Beton! Nu te așteptai. Iar apoi când ai crezut tu că s-a terminat, ai vrut să iei o gură de apă și ai luat sare... Mi-ați făcut-o dublu. Asta da, la dublu. Da. Rămânător, să știi, rămânător. De ziua ta am zis, că, am zis să, să fii totuși surprins. Pentru că râsul ne întreține sănătatea, nu? Da, râsul e foarte important. Și ne crește și imunitatea. Tu mi-ai zis râsul și ne crește imunitatea și suntem sănătoși. Chiar și mușchii care participă la râs... Da. Sunt niște mușchi care semnalizează eliberarea unor hormoni care ne întrețin fericirea. Deci chiar dacă nu ai nimic amuzant, poți să râzi singur. Poți să râzi singur. Da. Gen, ce e amuzantă gluma asta? Da. Dar nu te-ai prinsă? Ai, era sare aici. Dar ce, era prea sărată? Era cam sărată, dar sarea e un electrolit, să știi, și sarea, dacă ai rinichi, ok, se eliberă, adică nu fac griji cu da, sarea. Tu sigur ești ok. Da, mi-dai, că... mi-dai... Da, 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 te duci de ziua ta și le faci colegilor asistente cadou. Serios, dar ești bine cu rinichi? Păi, pe unele ultimele analize, da, sunt bine și conform vârstei. Când ai făcut ultima dată? Când dau seama că acum te-ai schimbat puțin și la culoarea feței. Da? Adică? Galben? N-are legătură cu rinichii, cu ficatul. Nu, cu roșu, e foarte roșu și foarte așa. Crezi că de la sare? Posibil, da. Îți chemăm un doctor? Ai un doctor aici? Na. Doctore, asta e, atât s-a putut din partea noastră. Plăcinta asta ți-o dăm cadou ca să o duci la spitale. Da, te rog. Oricum ne ești foarte drag și serios. Doctorul Mihail Pautov, căutați-l pe blog, căutați-l pe Instagram. E un doctor foarte fain. Care? Vreau să beau și eu apă. Care e acum? Alege, doctore, e ca la loterie. Ai grijă că e cu sare. Nu, a? Dar te-ai ars și cu paharul ăla cu sare. Incredibil. Dar era aici tot timpul, nu paharul? Da, doctor, așa suntem la televiziune, suntem haioși câteodată. Doctore, ce să-ți doresc? Vezi că are mai spăr cuvinte, a? Păi da, nu mai e... Mi-e greu să vorbesc. De ce? Tu nu faci lume proaste? N-ai zis mai devreme că ai stăt pe colega ta care a reușit bine analizele? Adică, puteai măcar să fii pregătit cu niște șervețele în care să le scui. Ce făceam? Păi am vrut să reziști, ești la televizor, trebuie să ghiți, nu puteai să o revuzi pe doamna, mai mâncai o gură și asta era. Și spuneai că e foarte bun. Oricum ai spus că ți-a plăcut, da, că e un pic sărată. Să mai zic o poveste scurtă, vrei? Zi una scurtă și apoi te lăsăm să te duci la spital. În fine, eu înainte fumam, nu mai fumez, m-am lăsat. De când? De vreo lună? Poate mai puțin de o lună. Cert e că le recomandam pacienților să nu fumeze. Mă simțeam foarte prost să fac asta, pentru că eu făceam asta. Și la un moment dat am o pacientă de vreo 40 de ani care vine la mine cu o tumoră de sân. Bine investigată, o tumoră benignă pe care a trebuit să o excizez.
O excizez după operație, după operație în care a fost intubată cu anestezie generală, pacienta tușea mult și de fiecare dată când veneam la vizită, pacienta era afară să fumeze, ceea ce nu are voie să facă. Și îi recomand, mă văd cu ea, mă rog, mă văd cu la prânz în salon, îi spun, doamnă, deci, nu trebuie să mai fumați, aveți atâtea riscuri, atâtea lucruri se pot întâmpla și acum după operație, poate se suprapune o pneumonie, deci vă rog frumos, nu vreau să mai văd că fumați, deci nu mai fumăm. Și lângă spital avem un fel de loc special amenajat în afara spitalului, unde poți să te duci să mai fumezi. Niște băncuțe, niște tufișuri și te duci relaxat și te așezi să fumezi. Și în fine, i-am făcut aceste recomandări, mi-am terminat treaba, toată scriptologia, m-am schimbat, zic, lasă că nu mă duc, nu mă așez la volan, acum mă duc să mă relaxez. Mă duc, mă așez pe bancă și mă caut de brichetă și nu am. Și zic, ce scuze, îmi dați un foc? La care doamna pacienta mea zice, sigur, doctor, ea. Și m-am lăsat pentru că trebuie să dai, știi cum vorba aia cu nu face adică nu face cum face popa, face, da. Să faci cum zice. E vorba aia, dar nu trebuie să faci ce face popa, să faci ce zice popa. Fix așa e la doctor. Deci nu să faci ce face doctorul, să faci ce zice doctorul. Doctore, îți mulțumim mult, ești foarte simpatic, foarte drag, te mai așteptăm la mulți ani. Plăcinta ți-o dăm ție, două la colegele tale și continuă și tu glumele și farsele, pentru că ai zis că râsul, indiferent că e forțat sau nu, face bine, nu? Face.